Faptul că parcul arheologic a fost lăsat pradă buruienilor nu poate fi contestat. Oricine trece prin zonă poate remarca aspectul neîngrijit, cu șanțuri săpate și iarbă mare cât casa. Oamenii recunosc că evită să facă plimbări în zonă și reclamă faptul că buruienile au crescut necontrolat și că iarba nu a mai fost tăiată de foarte multă vreme. La prima vedere mi se pare că nu este îngrijit, iarba nu este tăiată. Ce să mi se pare, că parcul ăsta e dezastru, de când a vrut să construiască, când au băgat anumite așa, cabluri, astea și au dus materiale, au venit mucitori și nu s-a lucrat deloc. O escapadă în parcul arheologic din Constanța ar fi trebuit să însemne mai mult decât o plimbare relaxantă, deoarece vestigiile prezente reprezintă o adevărată lecție de istorie despre locul pe care este așezat. Da, arată foarte groaznic, măcar de nu scoteau băncuțele. Eu mă așteptam să lucreze, că din martie lucrau la parc și după aia s-a oprit. Da, e iurea, cu copil mic, unde să mă duc în zona asta? Arată ca un parc unde să stai să te recrezi? Nu, doar să stai pe pietre, eventual, care cu siguranță nu sunt de stat pe ele. Lucrările demarate în luna noiembrie a anului 2015 la parcul arheologic din municipiul Constanța au fost oprite. Motivul este că firma care a depus prima contestație a făcut plângere și la Curtea de Apel Constanța, iar instanța a decis ca ofertele să fie reanalizate. Acum întregul proiect este în pericol. Cu alte cuvinte, dacă până la 31 august nu sunt terminate lucrările, ceea ce este practic imposibil, municipalitatea va pierde toți banii europeni atrași și implicit nu va mai putea să reabiliteze parcul arheologic din fondul comunitare.